Cred că ni s-a întâmplat tuturor să avem de luat o decizie printre două variante și să ne trezim paralizați pentru că ambele ni se par la fel de atrăgătoare sau mai rău la fel de proaste. Cum să scapăm de paraliza asta? Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru a atinge o performanță de top, desigur avem niște decizii de luat, vedem un moment cum să facem acest proces cât se poate de eficient. Ziceam, noi ne petrecem ziua luând decizie, de la cele mai mici, ce cravata punem, ce cum să trecem pe strada, cu cine să vorbim, etc., la cele mai mari care, într-adevăr, ne pot schimba viața. Un lucru de care deja am vorbit în trecut, mi se pare, este chiar faptul că uneori luăm decizii care implică viața sau moarte, cum ar fi o trecere de mașină, fără să ne gândim prea mult și nu înțelegem că o greșeală tocmai ne-ar putea să ne coste viața, în timp ce poate pierdem o groază de timp pentru niște decizii banale. Adevărul este că, cum am spus în alte ocazii, siguranța pe pământul ăsta nu există. Orice decizie poate fi greșită. Deci, orice se face se bazează pe o informație incompletă, deci oricum este o tragere la soartă. Pe cât de analize facem, pe cât de informații luăm, tot ne poate scăpa ceva. Nu există pe pământul ăsta, cel mai puțin în viața normală, în afară de niște chestii de laborator, o informație completă. Dar tot ce ne supără de multe ori nu este așa de mult rezultatul deciziei în sine, chiar dacă uneori poate fi dramatic, ci sensul de paraliza pe care ne prinde, adică ne trezim blocați. Avem aceste două variante, se numește dilema, de data asta vine din greaca antică, adică două propoziții, care ni se par la fel de atragătoare sau, cum am zis, la fel de neatragătoare, la fel de proaste și nu știm ce să facem. Și cât mai mult ne gândim, cât mai mult ne încurcăm în acest loop. Mai ales că dacă ne gândim foarte mult, impresia pe care o avem asupra situației este emoțională, adică dacă avem o anumită dispoziție, vedem lucruri într-un anumit fel, dacă avem altă dispoziție, lo vedem diferit, deci nu este fiabil. Există o întreagă știință pentru a lua decizii într-un fel cât se poate de eficient, se numește praxeologie. Și cine a făcut studii de management știe că sunt toate feluri de tehnici cu copac decizional, cu feluri de a evalua variante, etc., etc. Nu pot, evident, să intru în aceste detalii, mai ales că eu sunt mereu foarte sceptic în a aplica tehnicile de firmă la viața personală, cum am spus de mai multe ori. Tot ce pot spune, pentru că, evident, în cazul ăsta nu am un răspuns clar, este două simple tehnici. Una foarte banală este abordare rațională. Ia o bucată de hârtie, deci scapa de gândirea circulară, ia o bucată de hârtie și scrie în legătură cu decizii de luat tot ce este pozitiv în una dintre variantele și tot ce este negativ. Poi faci același lucru în cealaltă variantă. Pe scris, pentru că, cum am zis, în momentul în care facem asta în cap, în legătură cu dispoziția momentului, vedem lucrurile într-un fel sau un alt.
Asta, cum ziceam, este abordare rațională. Carne bună sa cântarim rațional, care este mai bine sau care este mai rău, pe baza informațiilor pe care le avem la dispoziție. Cealaltă metodă pe care s-ar putea să arate un pic ciudată este să aruncăm o monedă sau, cum se spune, să dai cu banul. Asta poate să apară tocmai un fel ciudat de a lua o decizie, să ne încredințăm la soarte, dar nu este așa. Pentru că nu este importante, asta e secretul, ce iese, dar ce gândim noi în procesul. Noi aruncam, așteptam, cum se spune, cap și sau pajura, dar în momentul, atenție, în momentul în care moneda iese pe aer, noi știm ce vrem să iasă. Și este o metodă de a da o lovitură subconștientului care ne spune A sau B. E un esperiment interesant de făcut pentru că tocmai în timp ce avem un șir de decizii de luat, subconștient deja știe. E, apropo, dacă tot suntem la o revistă de psihologie, am descoperit recent o cercetare făcută, ca de obicei, în Statele Unite, care, într-adevăr, m-a surprins enorm. Noi avem în creierul, evident, niște centre decizionale care iau decizie printre anumite variante. Și, evident, se poate măsura activitatea creierului în anumite zone. Ei bine, atenție maximă pentru că e o informație care, repet, m-a surprins enorm de mult. Creierul activează zona deciziilor, deci ia o decizie 7 secunde înainte că tu o decizi rațional. 7 secunde este o cantitate de timp imensă. Deci, înseamnă că subconștientul tău deja a luat o decizie, în timp ce tu ești încă acolo că te gândești ce fac, A sau B, subconștientul deja știe. Este ceva incredibil care dă peste cap la toată o serie de cercetare, de evaluare, de cunoștințe pe care credem că le avem. Deci, în momentul în care te trezești bloccat într-o situație și ai de-a face cu o dilemă, încearcă cu aceste două metode. S-ar putea să fie de ajutor. O zi bună în continuare!